Fasting are și multe alte beneficii, adică poți să introduci un stil de viață sănătos, poți să crezi pentru longevitate, spre exemplu, poate că îți dorești o piele mai frumoasă, deci depinde ce așteptare are omul din fața mea ca să știu unde vom merge cu acest fasting. 8 cu 16 pot spune că este cel mai ușor interval de fasting. Acest interval se poate mări, dar treptat și introdus cu blândețe în viața oamenilor, astfel încât organismul nostru să se adapteze, să ajung la echilibru în care să am minim 24 de ore de fasting, adică de nemâncat, a spune, dar între ghilimele, pentru că este un nemâncat controlat, nu este un nemâncat făcut de capul meu, da? Și să am și beneficii, pentru că după aceste 24 de ore trebuie să am puterea de a reveni la ce a fost înainte de a ține acele 24 de ore, adică nu trebuie să revin într-un stil alimentar haotic. Nu, după cele 24 de ore, 36 nu înseamnă că pot să mănânc orice.